Oricine alege să conteste ortodoxia stabilimentului, viziunile lumii tradiționale, să nu mai menționez sistemul în care trăim, se expune la atacuri vehemente. Sunt foarte conștient de asta. Dacă ne uităm la istoria oamenilor ce au ales să conteste stabilimentul, este o istorie foarte îndunecată. Există un număr mare de oameni care știu că ceva nu e în regulă, dar nu înțeleg sursa acelor probleme, deoarece ei sunt închiși într-o cutie de îndoctrinare. Toți sunt blocați într-o paradigmă stabilită, iar procesul lor de gândire este limitat. Și asta mă include probabil și pe mine. Oamenii sunt blocați într-o cutie. Văd cutia din jurul lor, văd spărturile și găurile și fisurile și se duc la acele crăpături și încearcă să le acopere. Dar nu se opresc să se gândească că poate e ceva în regulă cu cutia însăși. Poate că integritatea cutiei în care există este în mod inerent invalidă, inerent fără valoare. Sistemul economic în care trăim e o paradigmă parazitară care va conduce doar spre autodistrugere. Dar oamenii nu văd asta. Dacă ataci sistemul economic pentru ce este cu adevărat, toată lumea se revoltă. Toată lumea zice, stai puțin, asta e lumea în care trăim toți. Trăim într-o lume bazată pe profit, muncă pentru venit și consum ciclic. Cu asta suntem obișnuiți. Înțelegem că avem o diviziune a claselor. Știți, aduc cu asta natura umană. Aduc orice ca să arate că face parte din ordinea naturală a realității, când de fapt nu este așa.